exagerat cu ceva? Nu. Zic, nu, dar să întrebăm, să întrebăm pe Bănel. Chiar are dreptate, că titlul am pierdut când am pierdut în Giulești. Așa crezi și tu? 100%. Da? Acolo. Pentru că acolo era de o pâine de mâncat. Treceam atunci de rapid. Da. Șansele erau foarte mari. Al moral, al moral și deja eu cred că eram campion. Parcursul după meciul din Giulești a fost bun al FCSB-ului. A fost bun. Până la meciul de la Condești. Cu trei puncte acolo și parcursul ăla nu mai jucai poate decisiv la Constant. Cu Faru. Corect. La Ovid. Dar asta e viața. Eu o să-ți dau mesaj în continuare, să știi, rămâi prieten. Deși tu crezi ce zice Liviu, că acolo ați pierdut titlul în Giulești, da. Că nimeni nu se aștepta să pierdeți. Sincer, nici eu. Aha. Final după rezultate bune, care au demonstrat Comane într-o formă foarte bună. Dar ați văzut cum ce s-a întâmplat la meciul ăla, ce arbitraj am avut. Da. Spectaculos. Nu, stai puțin, te rog frumos, că aici am văzut și m-am abținut puțin să nu-l contrazic pe domnul Cârțu. Văd că zice și Bănel acum, prietenul meu. Nu, e o impresie falsă asta, că văd că toată lumea începe să o dea că Rapidul e ajutat. Nu e ajutat, a fost doar meciul. Eu vorbesc de meciul, eu vorbesc doar de FCSB. Mi s-a creonat, o imagine cam urâțică. Exact. Nu mai sunteți echipa aia singuri împotriva tuturor. Nu vorbesc doar de meciul ăla. Da, strict de meciul cu FCSB. Rapid, FCSB. Corect. S-a părut e un curent corect? Așa. Întrebare. Bănele, dar iar contestăm VAR-ul? Nu. Păi și dacă ăla spune din camere, uite, aseară, eu te întreb pe tine că a fost mare fotbalist. Aseară e penalti la Ivan? Cu săpuna, ai văzut meciul? Da, băi, îi dă cu cotul. Nu-i dă cu cotul. Uite, pune mâna stângă, pune mâna... Exact. Penalti! Voi a fost penalti. Cam așa. Poți să dai, poți să nu dai, acolo intri. Păi vezi? Poți să dai, dar s-a creat curentul ăsta, așa, domne, în Giulești, arbitrii nu rezistă la presiune. Ce mă, sunt în camera hiperbarică? Unde sunt ăștia de nu rezist? Ei de-aia sunt puși acolo să reziste. Indiferent că arbitrează în Giulești sau la Mioveni. Și nu e curentul ăsta așa, domne, Rapidul fără arbitraj ar fi fost nu știu unde. Nu, Rapidul au fost meciuri, a jucat fotbal, creează fotbal, e o emulație cu nou stadion, dar e pe departe ideea asta de a fi ajutată de către arbitri. Arbitru aseară... Poza s-a mișcat, nu mai e Rapidul ăla, s-a creat o poză, nu mai e Rapidul ăla împotriva tuturor, s-a creat poza asta de Rapid împinsă de arbitri. Păi și nu e reală. E mișcată poza? Păi e un pic în viteză făcută poza asta. Hai să vedem toate meciurile. Să stăm să analizăm. Nu e chiar așa. Eu nu zic că nu putea acorda la Onea cartonaș roșu. Nu spun asta, că aș fi penibil să afirm așa ceva. Dar din moment ce ăla în teren ia decizia asta, ăla din cameră nu-i spune nimic, ar trebui să le dăm puțin credit. Cum la fel cred că e puțin dură decizia de a da penalti pentru Rapid ieri, la primul penalti, că îi vine mingea de undeva genunchi, pulpa dreaptă, în mâna stângă. Și la fel cred că nu este de 11 metri la săpunarul, dar probabil cel din camera VAR consideră că este contact și nici nu se verifică, atenție, nici nu se verifică din camera VAR. Și la fel de adevărat este că arbitrul ăsta ieri, aseară, am fost la meci, a enervat pe toată lumea. Și uite și reacția domnului Cârțu, reprezentantul Craiovei. Bă, din minutul 60, portarul de la Craiova, la fiecare, că spunea domnul Cârțu de alea 20 de secunde când a arătat cartonașul galben la căpățână. Din minutul 60, ăla trage de timp, la un moment dat, ia, pune o minge pe un colț la 6 metri, se duce iar în spatele porții și mai ia o minge și o pune în partea cealaltă. Și pe urmă zice copilului, dă minge, intră bă tu și dă mingea aia afară. Și dă cartonaș galben în minutul 88. Păi nu, prietene, dă-i minutul 61, 62, 65, 70. Că nu e un pic neclară imaginea asta. Acum să-ți mai spun ceva. Sunt la o parte arbitrajul de ieri. Un arbitru slab. La un arbitru slab, scuze. Te rog frumos, îmi cer mii de scuze că te întreb. Craiova seară merită să câștige. Nu, așa, da, asta zic. Nu contestăm. Asta pe mine m-a dezamăgit Rapidul. Da, Rapidul aseară nu... Știi cum mi s-a părut? Eu am avut impresia. Știi cum mi s-a părut? Știi cum mi s-a părut? Ca un supraviețuitor Rapidul, da? Care a reușit să evadeze din Alcatraz. Nu credea nimeni că o să evade, că nimeni nu credea că termină Rapidul pe locul 5. Nimeni. Aici și aici este în primul rând meritul Mutu și a jucătorilor și a galeriei, bineînțeles. Corect. Dar Mutu, punct. Corect. Da? Nimeni nu credea. Și mi s-a părut, știi cum mi s-a părut Rapidul? Ca un supraviețuitor aflat efectiv ieri la limita puterilor,
toată energia și a dat-o ca să evadeze, să ajungă, ca să zic așa, să-și atingă obiectivul, să ajungă în, să ajungă la malul ăla, la liman, și mi s-au părut aseară slăiți, așa, știi cum, în patru labe e linia limanului, adică limanul înseamnă finalul campionatului, da, mai sunt, și așa mi s-au părut în patru labe, o echipă slăită de putere. Și ca să și glumim un pic, ai spus de mal, ne-am înnecat ca rapidiștii la mal. Da, da. La ultimul meci acasă, în fața propriilor suporteri, dar repet, Craiova, și dacă Rapidul aseară juca în 13, de regulă joacă în 12 cu publicul acasă și în deplasare. Nu cu arbitri. Nu cu arbitri, cu publicul, da, da, specificat. Rapidul aseară, și dacă avea 3 jucători în plus, a arătat și a dat senzația că nu putea scoate nici măcar un egal. Ne agățăm de un șut deviat în minutul 80 și ceva care... Nu, arăta rău. Echipă epuizată. O echipă sleită de putere, o echipă care și-a depășit condiția, o echipă care și-a atins obiectivul odată intrată în primul. Un obiectiv la care nimeni nu se aștepta. Corect, cu lotul. Da. Păi mă uitam ieri când am ajuns la stadion pe foaia de joc și mă uitam la încălzire. Înaintea meciului, jucătorii titulari făceau încălzirea și aia de rezervă să mișcau pe acolo. Păi te uitai ce rezerve are Craiova? Păi echipa Craiova este echipa care, după părerea mea, se butea la mentalitatea de a juca ofensiv, la valoarea jucătorilor, da? Cred că era singura echipă care, dacă era mai atentă, se putea bate cu farul până, da, pentru că au aceea strategie, joacă precum farul, au bancă, au bani, condiții. Era singura echipă de valoare și, nu, repet, care, la fel ca Hagi, joacă pe atac. Marchează, fac spectacol. Era niciodată singura, e Bănele, nu se retrage niciodată. Care joacă, putea să se bată cu farul, da, să producă fotbal până în ultima etapă. Cât de cât, da, mă rog, a fost...